Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ce bine ar fi dacă am avea și noi trenuri urbane. Să aducă oamenii din zonele înconjurătoare ale marilor orașe până în centrul orașului, nu? Așa cum se întâmplă în toate capitalele europene civilizate. Până în centru vrei? Da, păi până în centru ce? Sunt Gara de Nord, e practic în centru. Relativ în centru, da, e la... Care e problema? Aproape de Piața Victoriei. Da. Așa ar fi frumos, nu? Așa ar fi civilizat. Ar putea să facă armata și exerciții, repetiții pentru paradă, în pas alergător. Ăla e marșul de întâmpinare numărul 2. Deci CFR are mult de lucru, sigur. Ei săracii abia reușesc să plătească salariile acolo. Numai pierderi, asta ar trebui să fie făcute niște investiții majore de stat. Uriașă. Altfel, CFR Călători cred că ar trebui să iau un premiu pentru trolling. Compania vinde bilete la trenuri anulate și le trimite celor care le cumpără mesaj că trenul tocmai ajunge la destinație. Cât de mișto e asta. Deci biletele sunt vândute la diverse trenuri anulate. În continuare scrie publicația clubferoviar.ro și un călător a spus povestea lui. El și-a cumpărat un bilet la un tren cu plecare din București Nord la ora 15:06 și sosire la București Băneasa la ora 15:14. Deci... Da, București Băneasa, nu știi? Gara Regală. Nu știi? La Piața la Miorița, la... Așa, la Miorița. Acolo, da. Așa. Da. Aia funcționează? Eu am crezut că e muzeu. Uite că funcționează. Ceva. Cum? Și faci, deci de la 8 minute, de la 15:06 la 15:14, de la Gara de Nord la București Băneasa, păi de este bombă. Da. E super treabă. Și de acolo e un Uber și... și te întorci la gara. Este vorba de așa numitul tren de dragon, care circulă între Gara de Nord și Gara Obor, cu trecere pe la Pantelimon Vest, în dreptul complexului comercial Dragonul Roșu. Asta. Deci noi dacă vrem, mai țineți minte că noi am fost, ne-am dus odată la Dragonul Roșu. Da, să mâncăm chinezesc. Da, deci noi ne-am dus la Dragonul Roșu, toată lumea se duce să cumpere ceva, noi ne-am dus să cumpărăm mâncare. Da. Pentru că am aflasem noi că nu știu ce cărciumă chinezească acolo și ne-am dus. Problema e că acolo se închide foarte devreme. Și la ora 12 ea nu mai aveau de mâncare și în principiu nu știu ce am făcut. Am greșit ceva, dar am făcut o viață că ne-am dus cu mașinile. Sau cu mașina, mă rog. V-ați oprit și voi prin magazinele aia până am ajuns acolo? Nu, v-ați cumpărat condimente? Ba da, ții minte că am căscat gura un pic. Un pic de tot. Da. Dar e vorba de drum. Deci, uite, puteam să luăm trenul. Și costă și foarte puțin. Deci, domnul ăsta care ziceam că și-a cumpărat bilet de tren de la București Nord la București Băneasa, a dat 3,40 lei cu acest bilet. Ca metrou. Are și ceva card de discount. Metroul e 3 lei dacă îl plătești direct de pe card. Da. Da. Dacă nu ții cartelă și îl plătești direct cu cardul, e 3 lei. Deci 3,40 lei pentru că are un card de discount, Tren Plus, cu 25% reducere. Deci, practic, era 5 lei. Pe bogăție. Da. Și și-a luat biletul de dimineață. Ulterior, trenul a fost anulat din motive neclare. La ora respectivă nu mai erau probleme din cauza viscolului pe ruta cu pricina. El a aflat că s-a anulat trenul și a luat autobuzul, asta e nu știu ce. La ora 14:05, deci cu o oră înainte să fi plecat trenului, anulat, a primit pe telefon prin aplicația CFR Călători următorul mesaj. Ghilimele. Plecăm spre București Băneasa. La ora 15:06 plecați din București Nord cu trenul R13197. Veți ajunge în București Băneasa la 15:14. Ce exact, bă, japonezi. După o oră a mai primit încă un mesaj. Ghilimele, plecăm spre București Băneasa. Acum era chiar se întâmpla, știi? Nu, trenul anulat. Nu aveți locuri rezervate. Vă așezați oriunde la călătoria din București Nord cu R13197 la 15:06. Urmăriți tabela de plecări din stație pentru linia de garare. Veți ajunge în București Băneasa la 15:14. S-a încheiat citatul. Peste alte 5 minute persoana a primit încă un mesaj. Ghilimele. Ne apropiem de București Băneasa la 15:14 este o susținere programată în București Băneasa. Păi poate nu s-a mai anulat. Ba da, mă, era anulat trenul pe bune, Luca. Dar cât de troll este. Da. Cineva a făcut aplicația asta, nu s-a gândit că trebuie să pună în legătură informațiile despre trenurile. Aceste aplicații să spună alte... Hei! Da. Hey! Ai știu cu cine să vorbești. Da. Poate călătorești singur. Da, exact. E tot, vezi ce ton de excursie. Plecăm spre București Băneasa. Noi toți împreună facem această călătorie excepțională. Felicitări. Îți dă un entuziasm. Da. Mă duc în dragon. Ne apropiem de gară. Da. Va trebui să coborâți. Vă mulțumim că ați fost cu noi. Trenul anulat.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.